În spate văd și o stea cu 5 colțuri. Probabil e vreun monument sovietic. Soldatul eliberator. Câtă fotolie cu marmură, cu granit. Chestii scumpe. Mai mod este acolo la ostașii morți. De ce nu prea le mai pasă nimănui? Nu se mai cheltuie statul cu ei. O, chiar rusește scrie. Armata sovietică și-a dat viața în lupta pentru eliberarea omenirii de robia fascistă. Înțămâni și bada prost. Dacă scriu că ne-au eliberat, cum se explică că unii au murit și au fost înmormântați după război? În 53, 52, băieți de 20 de ani, 47, nu cumva Armata Roșie ne-a eliberat și-a uitat plece. În locul regimului fascist, nazist, a băgat un regim bolșevic. La fel de periculos. Aici au știut numai numele mic, Boris. Așa e evidență bună avea armata sovietică. Carnea de tun. Avea numele mic doar și atât. Cușnir, iată. Un cușnir era de-al nostru, probabil, sau de aproape, de pe aici. Iată și unii necunoscuți s-au murit. Au făcut zob vreo bombă, cred că, și nu mai știu cine era acum. Svinker. Tot pe nume evreiesc. O femeie, Larisa. Soldat necunoscut. Necunoscut. Interesant că sunt plăcuțe diferite. Mișa Belov a murit în 56, pe 11 martie. Ce putea să-i se întâmple lui pe 11 martie 56? Și e ciudat că se îngropat alături și din 47, și din 44, și din 56. Ciudat cimitir. Are grijă lui ambasada Federație Rusă, probabil. Похоронен Советской Армии. Aici au-și pierdut sensul cuvintelor. Îngropat armatei sovietice și atât. Dar cine? Военнослужа și trebuia încă un cuvânt, un substantiv.
Военнослужащий. Probabil scriau de mână tot chestia asta, ciupleau. Și-au pierdut un cuvânt acolo, dar dacă era anonim, nu mai contează. Nicolaienco. Cam asta. Cimitirul ciudat. Eostași sovietici.